Singurul candidat din Caraș-Severin pe listele pentru alegerile europarlamentare, secretarul de stat în Ministerul Dezvoltării Daniel Surdu, s-a arătat încrezător în votul cărășenilor și mai ales în faptul că va fi o prezență numeroasă la vot, în condițiile în care la secția de votare la care el este aronda, secția 51-52 din incinta școlii gimnaziale numărul 7 din Reșița, lumea aștepta la coadă. Daniel Surdu a venit la vot împreună cu soția. Am votat pentru, în primul rând, pentru continuitate, pentru stabilitate și pentru încredere. Văd că, în sfârșit, lumea începe să vină la vot. Sunt foarte mulțumit de faptul că am reușit să îndemn lumea să, în timpul campaniei, să vină la vot și văd că lucrurile încep să se întâmple. Lumea începe să fie responsabilă și cred că viitorul ne rezervă ceva bun.